ce va urma după imagine ca volum? Încerc un dicționar de termeni cinematografici și tehnici și ce mă preocupă cel mai tare este această imagine în oglindă, care din punct de vedere filozofic e un lucru încă nerezolvat. Încă nimeni nu știe până la ora actuală, de fapt, prin ce unde, prin ce coagulare misterioasă ea naște o imagine. Se presupune. Aș fi vrut să fac un soi de dicționar despre ochi, fiindcă la toate animalele, tot așa, să fac presupuneri, cercetări. Așa ar vedea cu tare șarpe, așa vede lăcusta, așa vede... Nimeni n-a preluat imaginea deocamdată. Și se pare că și imaginea asta la noi se formează undeva într-un strat încă necontrolat, adică iar partea mecanică, pată galbenă și toată tehnologia asta nu fac decât să ducă imaginea undeva unde se întâlnește cu simțurile și de fapt se revarsă și în felul ăsta se poate explica foarte simplu, cam Brecht, dacă vreți. Pe peretele din fața mea stă o mască a unui demon, practic, care polit în aur, și nu-mi explic de fapt cum vinele lui dau definiția răului. Deci e un lucru important.